conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Corala Universitas ne invită la concertul Cântec pentru Pace, care va fi susținut la Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași mâine 31 mai de la ora 19:30, sub bagheta dirijorului Alexandru Semeniuc, student în anul 2 la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Corul va fi acompaniat la orgă de profesor Smaranda Catrinei și la fagot de domnul Mihai Panainte. Mai multe detalii însă despre acest concert, la care vă invităm să luați parte, fie fizic, fie dacă nu sunteți în Iași, prin intermediul Radio RCSFM și prin intermediul canalului de YouTube al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Vom afla, spuneam, de la invitații noștri. Mă bucur să-i salut alături de noi aici în studio, în primul rând pe doamna Gabriela Inășescu, coordonatorul Coralei Universitas. Bună dimineața și bun venit în studioul nostru! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Mulțumim și noi că ați acceptat invitația noastră și mulțumim și lui Alexandru Semeniuc, dirijorul Coralei. Bună dimineața și bun venit! Bună dimineața, mulțumim mult pentru invitație. Întâi de toate, să le spunem și celor de acasă, practic, ce reprezintă această corală Universitas, de când există ea, cum a luat naștere și cine face parte? Corala e o mică mare familie. Este un gând și o idee concretizată, practic, într-o formație muzicală, care a luat naștere acum 7 ani, adică mai precis în primăvara anului 2015, un gând, cum spuneam, concretizat într-o echipă de 16 suflete, căci așa am pornit la un drum fantastic de frumos. Este formată din studenții tuturor facultăților ce aparțin Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pornind de la biologie, de la matematică, de la informatică, litere, psihologie, teologie romano-catolică, teologie ortodoxă și precum și celelalte facultăți. Și adună suflete care, practic, simt muzica cu inima, nu neapărat cu rațiunea, dar o asimilează și o transmit cu atât de multă emoție și atât de multă dedicare, încât ajung să impresioneze și, în același timp, să se bucure de rodul muncilor. Așadar, dacă așa a luat naștere, cum a continuat, să spunem, tot ce înseamnă Corala Universitas? Pentru că, spuneți, la început au fost 16 voci, 16 suflete, acum cred că sunt ceva mai multe. Da, corala a crescut organic. Noi am început, practic, în 16 suflete și primul concert a fost la începutul lunii iunie 2015 pe Sala Pașilor Pierduți. Practic, din aprilie, când am început repetițiile și până la primul concert, a fost un timp record de asimilare a unui repertoriu deloc facil, după care an de an s-au alăturat și alți colegi ai membrilor inițiali, pentru că au povestit despre ei, despre viața trăită în Universitas, despre prieteniile care s-au legat, despre momentele muzicale care au dezvoltat ca oameni, pentru că o partitură de la simplu la dificil nu e ușor de asimilat, pentru că l-au pus la încercare și răbdarea, și emoția, și auzul, și perseverența, și autodepășirea. E o luptă permanentă a studenților cu ceea ce ei fac dincolo de partea didactică, adică cursurile Universității Alexandru Ioan Cuza. Așadar, ce îi motivează pe acest student să facă parte și din corala Universității, mai ales că nu sunt toți, așa cum ne-a spus, studenți la muzică? Dragul pentru muzică și prieteniile. Faptul că ei se adună după terminarea cursurilor este în același timp și un mod de relaxare pentru ei și după repetiții de multe ori merg împreună și petrec serile împreună, pentru că există acel ceva care îi unește și numitorul comun dincolo de iubirea care se înfiripă este dragul pentru muzică. Există și în acești ani așa un moment mai special pe care l-a trăit Corala Universitas? Cu siguranță fiecare concert este un moment special și fiecare repetiție și așa mai departe, dar nu știu, poate ceva ce a rămas așa undeva în istoria coralei mai mult decât altele. Întotdeauna, la fiecare reprezentație a noastră, aducem atât de multă dăruire, încât fiecare participare artistică are un moment al ei sublim. Fie că suntem în aula magna Universității Alexandru Ioan Cuza, fie că suntem în aula Bibliotecii Centrale Universitare sau la Palatul Culturii, sau într-o deplasare, de exemplu, cum spuneați și dumneavoastră, turneul din Italia din anul 2016 a rămas memorabil,
mergând la comunitățile românești din zona Alba Piemonte și promovând cultura și tradiția românească tuturor celor care ne-au așteptat acolo, ducându-le un petic de Românie. Românii care efectiv au avut nevoie și de afecțiune, au avut nevoie și de puțină tradiție, astfel încât să-și simtă pământul sub picioare, poate pentru unii dintre ei într-o țară străină. Revenind așadar la concertul Cântec pentru Pace din 31 mai, de mâine, de fapt, ce reprezintă acest concert? De ce pace? De ce Cântec pentru Pace? Bine, nu e greu să ne gândim, dar cu siguranță motivațiile le puteți explica mai bine dumneavoastră. Conceptul și gândul de a susține un concert pentru pace a venit cumva dintr-o istorie nu tocmai întâmplătoare, cum spuneați, dar trebuie să conștientizăm toți, de la copii la oamenii înțelepți în ani, că dacă nu schimbăm ceva noi în bine, aducându-ne și pacea și echilibru și înțelegerea și altruismul și dedicarea, nu putem avea o pace pe un pământ pe care ni l-a lăsat Dumnezeu atât de bogat și atât de frumos. Prin urmare, și prin repertoriul abordat, și prin sunete, și prin oamenii pe care i-am adunat și i-am pus frumos într-o formație care va veni mâine seară într-un concert cu pace și cu prietenie, acolo se vor găsi întotdeauna sentimente care să împlinească. Și da, într-adevăr, parcurgem o perioadă dificilă din punct de vedere politic, dar pacea trebuie să existe și să vină de la fiecare dintre noi și astfel energia binelui se va răsfrânge asupra tuturor. Și cu siguranță această energie va veni și din lucrările care vor fi în program mâine seară și în acest sens mă îndrept spre dirijorul corului, Alexandru Semeniuc. La ce să ne așteptăm? Ce ați pregătit pentru noi? Este greu de spus din perspectiva dirijorului, nu știu, pentru mine toate piesele sunt importante și la fel cred că și pentru coriști și pentru invitații noștri, însă dacă ar fi să o luăm așa în ordine cronologică sau în ordinea programului, concertul va debuta cu trei piese într-o tonalitate foarte familiară, foarte pașnică, în fa major, toate trei într-o distribuție românească în ceea ce privește textul, iar apoi vom aduce în vedere o piesă numită Ubicaritas a unui compozitor american cu origine norvegiană, care va fi așa ca o pată de culoare în întregul nostru periplu concertistic de mâine seară. Ce ar fi să subliniem clar și pentru ascultătorii noștri ar fi cele două piese care vor fi prezentate, cred că în prima audiție românească, dacă nu mă înșel. Este vorba despre Northern Lights de Ola Jailo și Miserere mei Deus de Gregorio Allegri. În câteva cuvinte, dacă mă lăsați să vă spun, nu știu, eu sunt foarte un mare fan al acestor două piese, știindu-le de mulți ani. Și cred că acum am reușit, mi s-a îndeplinit așa un vis să le punem în scenă împreună cu ai mei colegi. Despre Miserere mei Deus. Este o piesă scrisă în prima jumătate a secolului XVI de către Gregorio Allegri, care era un compozitor al Capelei Sixtine din Vatican. I-a fost dată așa ca o temă, să spunem, de către papa din acel timp, nu i-am reținut numele, dar momentan nu consider că este important, ci actul pe care l-a făcut el, da. I-a dat să compună un text, o melodie pe un text din Săptămâna Patimilor. Și în sine piesa are o legătură strânsă și cred că ireductibilă între text și muzică, dacă o veți asculta. Papa, văzând acest imn și frumusețea sa, nu știu, unicitatea sa, dacă putem să-i spunem așa, a interzis să se facă copii acestor partituri, lăsând doar trei exemplare. Unul i-l a dăruit regelui Portugaliei, altuia împăratului de atunci și unul s-a păstrat în Biblioteca Vaticanului până astăzi, este și originalul, putem vedea în mediul online. Ei, la un secol după, prin 1770, dacă nu mă înșel, Mozart vine cu tatăl său la Roma, având vârsta de 14 ani, el era deja lansat în muzică, în cariera sa muzicală, și ascultă la Vatican, în Capela Sixtină, această piesă, în varianta sa primară, era mult mai ornamentată și nu simplificat așa cum este astăzi și având la îndemână geniul său pe care și l-a exercitat atât de frumos de-a lungul anilor,
ajungând acasă, scrie această piesă după auz. Și e important de menționat faptul că piesa încropea tot textul psalmului 50, deci miluiește-mă Dumnezeule, până la final. Erau undeva la 15-20 de minute de muzică pe care el le-a scris pe de rost, după ureche, ținându-le minte după o călătorie că el s-a întors înapoi în țară. Și o scrie și apoi ea începe să circule de la finalul secolului 18. Circulă prin lume, iar varianta pe care o avem noi astăzi este datorată lui Felix Mendelssohn Bartholdy. Undeva prin anul 1830, dacă nu mă înșel, el a vrut să scrie un articol despre această piesă și a găsit-o, a audiat-o cumva într-o variantă mai diferită, transpusă puțin. Noi ceea ce numim transpoziție este de fapt cântarea piesei puțin mai sus sau mai jos față de varianta originală. El a găsit-o transpusă la cvartă. Și a făcut o comparație între original și această variantă pe care a auzit-o el. Acel articol a fost preluat mai târziu de către unul din autorii dicționarului de muzică New Grove din Marea Britanie, care este primul și cred că cel mai de seamă dicționar al muzicii pe care îl avem și astăzi. Ei, acel autor, văzând ambele variante, a încercat să le combine. Și astfel am ajuns la varianta piesei pe care o avem astăzi. Prima parte este într-adevăr în tonalitatea originală, iar partea de solo, de soli, de quartet, este în do minor, o quartă mai sus. Și cumva această greșeală de copiere, sau nu știu, greșeală intenționată, că așa a fost rânduiala de sus să fie, ne aduce în față un fragment intonat de sopran 1, foarte frumos și unic, în care auzim așa acolo o notă foarte înaltă și este vorba despre un do care este la marginea de sus a ambitusului de sopran și e foarte rar întâlnit în muzica corală. De atunci, acum se mai scriu și alte piese, dar cred eu că aceasta este inegalabilă. Și dacă pot să spun și despre Northern Lights, așa cum ne duce și gândul referitor la nume, se referă la aurora boreală, în sensul că compozitorul, în copilărie, fiind și crescând în zona Norvegiei, observă aceste lumini și se gândește, are așa un proces de conștiință referitor la originea acestora și cum era această lumină observată și raportată, cum se raportau oamenii la ea încă din vechime. Și găsind textul împăratului Solomon din plângerile sale, îl avem în Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, acolo găsește un text foarte profund care aduce dorul acesta și întregul text, întreaga piesă este marcată de dorul său pentru Ierusalim, pentru cetatea Ierusalimului pe care voia să o vadă reîntregită. Și textul este Pulcra est amica mea, et decora filia Ierusalem și se repetă și apoi aduce și o nouă frază care aduce un alt mesaj. Ce am considerat de spus, v-am spus, invităm acum pe cei care vor dori să le audă și live și să poată fi pătrunși de acest spirit al acestor piese. Da, sperăm că i-am convins și pe cei de acasă. Va fi o călătorie, cred, prin intermediul pieselor dumneavoastră. Cel puțin mie așa mi-ați făcut ideea. De când v-ați apucat sau ați început pregătirile pentru acest concert? Dacă nu mă înșel de acum. La începutul lunii aprilie. Da, la începutul lunii aprilie. Foarte târziu, pentru că practic noi activitatea didactică în format fizic, aproape în totalitate, am început-o la debutul lunii aprilie. Prin urmare, am fost într-un galop al repetițiilor, pentru că săptămâna trecută practic noi am avut, cu excepția unei singure zile, în fiecare seară repetiție, cu atât mai mult cu cât acestea s-au dus chiar spre ora 19:30 până la ora 22. Am mai discutat despre diferite concerte cu cei care fac parte din cor. Nu știu dacă am discutat însă cu un dirijor și aș vrea să vă întreb ce simte sau cum se pregătește un dirijor pentru un astfel de concert sau cum se pregătește în plus față de cei care fac parte din cor. Ca să rezum așa într-o singură frază, dirijorul, tehnic vorbind, ar trebui să știe tot ceea ce cântă ceilalți, ce cântă fiecare voce. Parte. Da, da. Și dacă se poate, e recomandat așa 99,9% pe de rost. Pe de rost, pentru că dirijorul are rolul de a conduce în față și de a prelua în primul rând sunetele și apoi emoțiile, de a le transfera prin filtrul sinelui și apoi să le predea ascultătorilor.
Și mai mult decât atât, el este o oglindă, țin să cred, pentru coriști. Ei se uită și în gesturi și în mimică, uneori și în cuvinte, dar care nu se aud, pot să observe dacă sunt pe calea cea bună sau nu. Și eu cred că suntem pe calea cea bună pentru că repetițiile au fost atât de fructuoase și chiar colegii mei și-au dat tot ce au avut mai bun. Și asta am văzut în diferite repetiții și în diferite ipostaze pe care abia așteptăm să le ipostazie mâine seara. Cu alte cuvinte, și starea de spirit a dirijorului este deosebit de importantă. Contează foarte mult, da, da, da. Ce ar fi cel mai provocator însă? Pe lângă a ști tot ce știu fiecare în parte. Cel mai provocator pot fi, într-adevăr, în prima fază, momentele astea la care nu te aștepți să se întâmple. Momentele de, nu știu, poate de tensiune, poate de emoție. Și asta nu depinde neapărat de dirijor, pentru că el, la urmă, este cu spatele la public și nu este marcat atât de profund de emoția publicului decât când se întoarce la finalul piesei. Și asta, pentru că nu-i vede. Da, mărturisesc că și eu am avut așa niște momente în care nu puteam să fac față emoției publicului, dar întorcându-mă și privind spre ei, iarăși capăt energie. Ce alte proiecte mai pregătiți cu Corala Universitas și cumva și ținând cont de acest concert care, așa cum discutam mai devreme, nu-i așa, practic, deja l-a susținut în parte. Acum veniți cu partea a doua și ceva în plus. Da, l-am susținut aseară la Biserica Sfântului Ioan din Tars, din campusul Tudor Vladimirescu. Am mers în mijlocul studenților și am avut parte de o biserică plină, ochi de suflete curioase care au venit să ne asculte. Anul universitar pentru noi însă nu s-a terminat, pentru că luna iunie ne aduce un recital de muzică românească la inaugurarea Casei Universitarilor, Casa Canta, și pregătim imediat după concertul de mâine seară, începem pregătirile pentru acel recital. Toamna ne aduce din nou preselecții, pentru că în fiecare toamnă și în fiecare primăvară noi recrutăm noi studenți. Și de obicei avem o constantă muzicală, dar vin și alte suflete care își doresc să se alipească formației noastre. Avem începutul anului universitar, după care avem zilele universității în perioada 24-31 octombrie. Sperăm din toată inima totuși să ajungem și la o competiție internațională, pentru că diferența dintre coruri într-adevăr o aduce o recunoaștere. Sau nu, importantă este participarea, antrenamentul care are loc până atunci, concentrarea noastră astfel încât rezultatul să fie unul bun. Urmează în iarnă concertele de Crăciun, care de obicei sunt minim 5, adică antrenamentul vocal pentru colinde, noi îl începem undeva la începutul lunii noiembrie, pentru că repertoriul, cum spuneam, nu este deloc ușor, este de fiecare dată provocator pentru noi, este amplu, este divers. Și publicul ne caută și atunci încercăm, după capacitatea și puterile noastre, să venim cu o calitate a unui grup care nu își permite în acest moment să scadă din nivelul la care a ajuns, pentru că performează și credem noi că merită să-și păstreze standardele acolo unde au ajuns ele. Asta cu siguranță. Așadar, de ce invitați pe cei care sunt în Iași sau vor fi în Iași mâine să participe la concertul Cântec pentru Pace mâine seară la ora 19:30? Mulțumim și pentru invitație. Mulțumim foarte mult și noi și vă mulțumim din toată inima. Invităm pe toți cei care vor alege mâine seară să fie alături de noi, să vină cu inima deschisă, să vină cu sufletul liber, să vină cu sufletul pur, să se așeze frumos în bancă și doar să asculte, pentru că, așa cum spuneam, Dumnezeu lucrează prin noi, lucrează prin publicul care ne răspunde cu o anumită energie. Practic, este un dialog între interpret, dirijor și public. Simțim ceea ce ne arată Alex, ceea ce dumnealui ne indică, în același timp e un cumul al emoțiilor pe care Alex îl prinde în palmele dirijorale și știe să le mânuiască astfel încât actul artistic să fie unul convingător, iar publicul este cel care simte practic emoția sublimă atunci când există o interpretare mulțumitoare, dar mai ales pentru noi. Și atunci, noi fiind mulțumiți de calitatea actului artistic, automat sensibilitatea și acuratețea și profunzimea o transmitem către cei din fața noastră și imposibil să nu simtă.
De aceea invităm pe toți să vină deschiși, să vină cu bucurie, să vină cu curiozitate. Pentru unii din coriști va fi botezul, cum a fost și aseară, pentru că o parte chiar n-au cântat cu noi până acum în concert. Cred că cam jumătate din coriști, aseară a fost prima reprezentație, au văzut ce înseamnă un concert de o asemenea amploare. Cu siguranță mâine seară va fi și mai bine. Un dialog din care așadar fiecare va pleca mai încărcat acasă de la concertul de mâine seară. Noi vă dorim mult succes, abia așteptăm să vă ascultăm și mulțumim că ne dați și ocazia să dăm mai departe astfel de evenimente culturale care au loc atât prin intermediul radioului RCSFM, cât și pe pagina noastră de Facebook și de YouTube. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași în imagini și sunet. RCS Media.